Bine v-am regăsit la lumea nevăzută, vă mulțumesc că și astăzi sunteți alături de noi. Primăvara este anotimpul regenerării, reinventării și al purificării. Și cum se apropie sărbătoarea învierii Domnului, confort tradiției în fiecare casă, începe curățenia de Paște. Dar nu este suficient să facem curățenie doar în casă, spun specialiștii, ci să fim atenți și la energiile care circulă în spațiile în care locuim. Pentru că în orice loc se pot acumula energii negative care ne pot face să ne simțim rău, ne pot crea probleme în relații și multe alte blocaje. Despre acest subiect discutăm astăzi cu invitatele mele, două doamne tare drăguțe, Diana Mețiu numerolog și Raluca Cebuc terapeut. Bine ați venit! Mă bucur să ne revedem! Bine v-am găsit! Bine am găsit! Se spune că omul sfințește locul, da? Dar oarecum și locul ne influențează pe noi. Noi influențăm energia casei sau casa ne influențează energia noastră? Cum Cred este? Cred că dacă vorbim din punct de vedere numerologic, fiecare casă are un număr și fiecare număr are și el o energie. Așa că mulți numerologi spun că nu noi ne alegem casa și casa ne alege pe noi. Diferite etape energetice în care noi ne aflăm de-a lungul vieții noastre ne atrag, să spunem, către o casă sau alta și suntem dispuși să ne mutăm cu chirie sau cu proprietate la un moment dat, tocmai când ajungem la un nivel de, de o anume energie. Iar acum că ai început așa frumos cu energia aceasta benefică de Paște, când, într-adevăr, cel mai important este să curățăm, a spune că e important să ne desăvârșim cifrele apartamentului. Adică să ne ducem fiecare cifră, are și o polaritate minus și o polaritate plus. Dar este bine și necesar prin viață noi să ne ducem să desăvârșim toate caracteristicile pozitive ale cifrelor. Așa că și din punctul de vedere al casei, merită să ne gândim ce număr avem la apartament, unor chiar din ce este format, pentru că numerologia ne spune foarte simplu, orice număr se adună până ajungem la o singură cifră. Adică dacă avem un apartament, nu știu, 123, adunăm 1 plus 2 plus 3 și în felul acesta ajungem la uh, o anumită cifră, în cazul nostru 6. Dar dacă ajungeam la un număr, să zicem 16, atunci mai adunam încă o dată 6 și cu 1 și obțineam 7. Și aceea era energia casei sau apartamentului nostru. Așa că, în funcție de semnificația acestor cifre, merită să facem ceva în direcția purificării și curățării casei noastre, așa în prag de sărbătoare mare. Raluca, așa în prag de sărbătoare, cum ne curățăm de aceste energie? <gântu -s> și ca să o completez pe Diana, <gântu -s> pentru că toate lucrurile merg în același sens, fie că e numerologic, fie că este terapeutic, Exact așa este și din punct de vedere spiritual-terapeutic. Locul este cel care ne alege pe noi și nu noi pe el. Locul este cel care face în așa fel încât noi să ajungem acolo și să locuim în casa respectivă. De asemenea, casa în care locuim ne potențează puterea. De ce? Pentru că în locul în care locuim există o anumită vibrație pe care, cum spunea și Diana, o atragem la un moment dat și atunci în funcție de noi, de cum suntem noi ca fond, la nivel interior, de cât vindecăm la noi și schimbăm la noi din acele programe negative, evident că acel loc în care stăm sau casa noastră își schimbă vibrația la rândul ei. Dacă noi avem o vibrație joasă, ne va atrage o casă de vibrație joasă. Cumva nivelul locul în care o să ajungem să stăm este pe nivelul, nivelului de conștiință, să spunem mai degrabă. Cum înțelegem noi viața, cum înțelegem noi lucrurile. Și atunci acolo o să ajungem la, un, la, o casă care rezonează cu noi și cu care noi rezonăm. De unde începem curățenia asta energetică? Începem cu casa sau începem cu Începem noi? cu noi. <laughs> Întotdeauna curățenia o începem cu noi pentru că dacă noi suntem bine, putem face curățenie în casă. Apoi, o casă care este încărcată de multe lucruri este o casă încărcată energetic. Lucruri nefolositoare, în special, lucruri vechi. Se spune că atunci când nu folosești un lucru, mai bine poți să-l dăruiești altuia că poate are nevoie de el, acolo unde simți tu. Sau poate chiar ți-l cere cineva și <laughs> lucruri defecte, iarăși. Exact. Lucruri defecte sau stricate, da. Apoi colțurile sunt cele care rețin foarte bine acea energie negativă. Asta înseamnă că, în casele noastre, energia negativă se acumulează în colțuri. Cum e și praful, de fapt, că da, atunci când și... facem de-a dreptul curățenie, pânzele de paianjen sau praful tot în colțuri sau undeva în locurile unde se întâlnesc două muchi. În unghiurile ascuțite întotdeauna există așa o tendință de tensiune. Așa că e foarte bine, într-adevăr, să ne ocupăm de colțuri, cum zice Raluca, și să fie acolo, înainte de toate, curățenie fizică concretă. Că de-aia e Paștele să facem curățenie uh, concretă, și după aceea să trecem la științe din acestea mai înalte, cale voastre. Bă, bă, și dacă să... nu e curățenie fizică, bănuiesc că nu e curățenie nici energetică. <laughs> și apoi, cum zice, să o completez din nou pe, pe Diana. Dacă există tensiuni în casă, evident că beneficitatea, locului casei este alta, pentru că întotdeauna discuțiile în contradictoriu, certurile și disensiunile în general, nu aduc o energie bună în casă. Deci primul lucru pe care nu trebuie să-l faci <sus> într-o casă este să nu te cerți. Da. <sus> Sau să <sus> faci în așa fel încât discuția să fie cât mai în armonie. Zic eu, doi oameni pot să se înțeleagă dacă au o maturitate emoțională și să aibă o discuție matură. Diana, dacă vin oamenii furioși, stresați, obosiți de la serviciu și își varsă acasă toți nervii, cum cum e energia acolo? Da, e clar că nu e energie bună. Uneori eu recomand, dacă aveți o discuție grea, importantă, mai bine vă duceți la o cafenea, la un restaurant, că acolo de jena celorlalți nu se poate nici ridica tonul, nici nimic. Și atunci lucrurile se pot ține sub un ton cât de cât permisiv, astfel încât să se ajungă la o soluționare. Și nu murdărești și în casă, nici casa. Exact. Și în casă să rămână uh, liber și frumos. Mai ales că... În casele care sunt predominant feminine, adică cifrele sunt de la 1 la 9 și ele se împart în pare și impare. Iar cifrele pare sunt cifrele feminine 2, 4, 6 și 8, și cifrele impare cifrele masculine 1, 3, 5, 7 și 9. Uh, și se spune că în cifrele pare sunt mai mult atrase de principiu feminin și acolo sunt femeile se simt mai degrabă bine și femeile vor să încarce cu energia lor și atunci vor fi case mai degrabă decorate mai mult, mai, mai frumoase, calde, mai calde. da... Mai bogate în mobilier, în decorațiuni, în perdele, draperii Eu știu tot ceea ce, să zicem, are așa o energetică feminină Iar celelalte case, 1, 3, 5, 7 și 9, cu energie masculină Pe lângă faptul că sunt mai degrabă case pentru business-uri, pentru birouri Pentru acolo unde e nevoie de o energetică de acțiune, de a realiza ceva Și atunci, dacă sunt case de oameni și nu sunt case de desfășurarea de unei afaceri atunci, sau magazine, sau orice altceva, atunci acolo vor fi mai puține obiecte. Adică energia masculină va tinde să fie totul mai aerisit, mai minimalist, mai puțină încărcătură și mai puțin decor. Și când, cum le îmbinăm să avem ambele energii într-un echilibru, să spunem? Eu zic că nu trebuie neapărat un echilibru între energii, cu toate că asta ar fi varianta ideală, bineînțeles. Totuși, adaptat la fiecare om în parte. Adică, dacă eu aș avea mai multă energie masculină, chiar dacă sunt femeie, pentru că în structura mea matricială predomină cifrele masculine, atunci mă voi înțelege mai bine cu o casă masculină decât cu una feminină. Și invers. Însă, eu consider și sfaturile pe care le dau în consultații este să alegem casa, dacă ține de noi, bineînțeles, în vederea obiectivelor pe care vrem să le îndeplinim. Adică, Vrem să ne mutăm într-o casă pentru că este finalul vieții, de exemplu, acolo vrem să îmbătrânim, să ne așezăm, atunci, de exemplu, va fi bună o casă nouă. Dacă vrem să începem o afacere, să fim așa, un startup, ceva, să avem o energie de pornire, atunci mai degrabă o casă 1. Și în felul acesta să alegem casa nu neapărat care este în perfectă armonie cu noi, ci mai degrabă în perfectă armonie cu obiectivele noastre de viață. Și atunci vom... Casa va veni ca un suport, ca un sprijin să ne ajute să realizăm ceea ce ne-am propus. Taluca, cum se simt energiile astea într-o casă masculină și feminină? <laughs> Voiam să adaug la conflict, că mai există o variantă. Eu sfătuiesc și îmi doresc să practic asta și în casă. În momentul în care unul dintre parteneri sau poate fi oricine din casă este nervos, celălalt să-și păstreze calmul. Pentru că astfel va, îi va aduce calmul și persoanei celelalte. Și atunci, dacă eu sunt nervoasă, tu să fii calmul, dacă tu ești nervos astăzi, eu să fiu cea înțelegătoare și să... Să nu-i zbucnim amândoi Să nu odată. amândoi odată, exact. De unde începem curățenia energetică, practic? Din punct de vedere spiritual știm că există mai multe modalități, mai multe sisteme prin care putem să curățăm energetic. Și uh, eu personal, în momentul în care mă apuc de curățenie, aprind câteva lumânări în casă, oriunde pot. Să, poate să fie într-un loc unde este și sare, un suport cu sare, sau uh, este bine să aprindem și în colțuri, dar nu aproape de, și dacă avem acces de lucruri ca să se întâmple ceva vreun incendiu, apoi bețișoarele parfumate și în special cele care au o energie de o vibrație superioară, cu arhanghelul Mihail, arhanghelul Metatron, Rafael, Gabriel, pentru că aduc energia acest, acestor minunați arhangheli în casa noastră și uh, prin reiki, de exemplu, desenăm simbolurile pe pereți, pe podea, pe toți pereții și în colțuri, tocmai pentru că se uh, strâng acele energie acolo. Eu mă rog, în timp ce. Facem curățenie, energetică, da? Da, merg prin casă și pur și simplu mă rog să, se, să vină Dumnezeu să curețe toată energia din casă și să fie locul benefic și optim pentru toți cei care locuiesc în casă. Pentru că eu am. Uh, vrut să fac ceva când unul dintre copiii mei erau micuți și am vrut să curăț casa foarte. să o ridic la o vibrație foarte mare. Și terapeuta mea de atunci mi-a zis, dar de ce vrei să ridici atât de mult vibrația? Și am zis, păi, da, eu vreau să curăț. Și a zis, da, dar știi că ai și un copil. Și copilor nu, nu se pot uh, adapta la aceste vibrații noi, mai înalte? Ca și adulți, bă, da. Dar noi ca și adulți lucrăm și curățăm și conștientizăm ceea ce curățăm. Ei pentru că sunt copii și știm toți că avem această karmă. Și karmă de neam, energie care vine din spate. Pot să fie strămoși care vin și ne caută. Și vin în casă și am avut o experiență în care cineva a făcut în așa fel încât copilul meu să cadă pe scări, de exemplu. Doar să-mi atrag atenția că strămoșul respectiv era în casă și avea nevoie de ajutor. Vorbim imediat și despre spirite captive în case și entități. Da. Iena, dacă ar fi să.